Vine la mine un nepot din Botoșani să se facă fotbalist, că alt viitor nu are. E talentat, ține mingea pe bombeu, pe frunte, o plimbă pe mâini și pe spate, câte un ceas fără să o scape. Steaua îl respinge, iar la Dinamo nu vrea el, care sânge roșu albastru. Trenul înapoi e pe la miezul nopții. Hai să-i arăt Bucureștiul. Eu cu leta, el cu bicicleta fiicei mele. Go, go! La poarta grădinii botanice stă un gardian și se uită în ochii fetei de la pagina 5. Cum ne vede cu bicicletele la poartă, vârle ziarul cu țâțele în sus și se repede să ne taie calea. Dacă nu-i voie, nu-i voie. Pentru că nu e voie. E drept, bicicleta nu poluează, dar nu e voie. Tocmai la botanică. E voie cu landouri, cu cărucioare, tot vehicule împinse cu mușchi, dar cu bicicleta nu. Scrie pe o hârtie lipită pe geamul gheretei că nu e voie cu bicicleta, ce nu se vede. Dar să las bicicleta la poartă, pe dinăuntru, legată de gard, să nu o fure careva. A, păi nu e voie, înseamnă că deja am intrat cu bicicleta în grădina botanică și asta, vezi, nu e voie. Atunci poate să o leg de gard, pe din afară. Aș, nu e voie să legi obiecte de gardul instituției. Ce-ar fi să lege fiecare câte ceva de gardul botanicii? Peste drum e Palatul Cotroceni. Cum s-ar vedea de la președinție? Oh, no! Administrația nu a montat un rastel pentru biciclete, pentru că degeaba l-ar fi montat. Doar administrația a decis că nu e voie cu bicicleta înăuntru niciun pas. Deci nu ai cum să ajungi cu ea la rastel. Iar să pui rastelul pe din afară, pe trotuar, n-ai cum. Că pe acolo e trasată pista pentru bicicliști. Le încurci circulația. Nu vedem nicio ieșire din această dilemă. Lasă, ce trebuie nepotului să vadă botanica? Doar vine de la țară, e sătul de vegetație. Paznicul are însă o idee genial. Ca să nu plece nepotul supărat, unul să păzească bicicletele, celălalt să viziteze grădina. Pe urmă, schimbăm. Amen. O idee tot așa de ingenioasă are mai pe seară și gardianul de la metrou, când vrem să intrăm cu bicicletele, ca să nu ne ia vigilia pe sus. Deci la metrou nu e voie cu bicicleta. Numai dacă scot roata din față. Duc bicicleta în brațe și se consideră bagaj. Bingo! Leta nu se poate abține și zice mai mult pentru ea. Cât ești de inteligent! Noroc că mai există și oameni competenți, cu soluții.